nu știu, prima provocare a dimineților de la mare. Dani! Eu sunt cu fetele mele aici și cu Mr. Pons. Încerc să port o discuție super clară și legală despre cum ne încălțăm la plajă. De ce trebuie să par eu mai mic decât toți ceilalți? Pentru că unii au pantofi de haur. Dragii mei, în fiecare zi de vară ne place să ne punem la un, să ne supunem la un test dansatorii noștri. Dacă tot îi avem, am zis să-i și folosim, da. Să-i transpirăm, să-i dăm cu toate cremele, să-i băgăm în apă, să-i udăm, să-i uscăm. Ce ne mai place. Bododel este șefă de campionat acolo, se vede clar, este șefă de echipă. Bododel, mai ați încă două fete și un băiat. Două fete, deci tu, încă două fete și un băiat. Să fiți patru, ești capitan de echipă. Și dansatorii de aici, de pe zona asta, mai aveți nevoie de o fată. O fată, de încă o fată. Alegeți-vă o fată și veniți la mine la schiuri. Din am văzut că șchiopătesc ca și mine, o să te las să fii doar căpetenie din spate. Noi doi doar strigăm. Avem voie să cheering, cheering. Ce trebuie să facă dansatorii noștri la următoarea probă? Ce? Întâi trebuie să se descalce. N-ar fi rău să se descalce. Mulțumim. Doi, vor folosi schiurile. De anul trecut, îți aduce aminte, anul trecut am scris istorie cu schiurile. În felul următor. Fetelor, Răzvan, veniți să explicăm împreună. Ne așezăm pe schiu, fiecare pe poziția lui. Luăm sforile în mână. Băi, schiul ăsta e invers. Întoarce și mie schiul ăsta. Firica! Schiul stâng este invers. Cum adică e invers? Uite, adică are e cu coata în spate. Haideți, vă rog. Deci, așa, ne așezăm câte patru, câte patru pe schiu. Este un joc de coordonare care arată cât de unită și unsă este echipa. Dar cum am nimerit eu iar în spatele tău? Dar mai ales arată cum... O să trag... Dă-mi startul imediat, Cătălin. Dar trage cu o cretă pe jos startul. Da, dragii mei, important este ca atunci când unul ridică piciorul drept, toți ceilalți din spate să ridice piciorul drept. Bineînțeles. Când ridicăm stângul, să ridicăm stângul. Da. Atenție, atenție. Dar nu avem și noi o tactică? Cum vrei să facem? Ideea este așa, mergem până la steagul Leneața, ne întoarcem în jurul steagului, da? Ne rotim în jurul steagului și venim de unde am plecat. Când cineva mișcă stângul, toți ceilalți mișcă stângul. Când cel din față mișcă dreptul, da? Bododel, vii cu noi la mare de 5 ani, ai învățat și tu jocul ăsta. Bune. Bine, hai să începem, atenție, atenție. Să ne dați mai tare pe boxe să înțeleagă și oamenii de aici despre ce vorbim. Până la steag, ocolim steagul și ne întoarcem aici în 3, 2, 1, dreptul! Sus! Dângu! Dreptul! Dângu! Hai, Bododel, lasă-mi! Drept-o! Atenție! La semnalul meu! 3, 2, drept-o! 3, 2, drept-o! Drept-o! Cătălin, îți dau locul meu pentru că îmi dau seama că n-avem nicio șansă. Suntem... De ce ziceți asta, mă? Nu cred că noi greșim! Hai, Oprișan! Dragii mei, am reușit să parcurgem... Și dreptul, stângul! Am reușit și să dreptul. Parcurgem... Dreptul! Da, încolo e... Năvodariu. Am reușit să parcurgem aproape 2 metri, dragii mei. Hai să luăm o scurtă pauză. Uite! Colegii noștri se... joacă pe schiuri, desigur. Ne vom întoarce imediat. Ne întoarcem imediat. Pentru cei care vor să ne vadă, să ne cunoască sau să dea mâna cu noi, suntem în zona Flora, plaja Algida,
Mamaia, toată lumea știe spațiul ăsta. Ne vedem după scurtă pauză. Stați cu noi.